aceste modificări de organigramă, alocări de fonduri, achiziții de utilaje, nu au fost făcute pentru un serviciu care să asigure reparația drumurilor în municipiul Brăila, ci pentru un serviciu care să asigure întreținerea parcărilor și a terenurilor accidentate. A terenurilor accidentate nu am auzit să fie nevoie de așa ceva, pentru că dacă un teren alunec în urma unor eventuale fenomene meteo astea mai agresive asupra solului, atunci se face comitentul pentru situații de urgență, se aloc urbane, acolo e un tip de intervenție separată. Dacă sunt surpări în carosabil și ele sunt cauzate de rețele celorlalte Dunăre, interficii la Dunărea, dacă sunt surpări pentru că o să fac celălalt deținător de rețele acolo, sunt obligați să intervine. Deci, practic, nu avem obiect pentru acest serviciu în formă în care a fost votat de Consiliul Local. I-am atras atenția primarului că este vorba de o deturnare de fonduri. Banii au fost folosiți pentru un titlu inițial, un COCPB pentru achiziții în SEA. Iar ulterior, pentru că între timp a câștigat o firmă și domnul primar a văzut că din ce în ce mai mulțumit de modul în care această firmă abatează, s-a hotărât să spargă lucrarea în mai multe loturi. Și atunci, lucrări care erau prinse inițial în contractul de achiziție pentru asfalt, cu societatea asta care asfaltează, acum sunt prinse și delegate către serviciul nostru de utilitate. Ceea ce înseamnă că domnul primar a avut direct intenția de la început să deturneze niște sume de bani, dacă nu câștiga cine trebuie licitația, ar fi făcut primăria toate reparațiile, dacă a câștigat cine trebuie licitația, contractul practic a fost spart și achiziția paralizată astfel încât să rămână ceva și pentru DAGL să lucreze.